Odată pe când ferbea Iacov o ciorbă, Esau s-a întors de la câmp rup de oboseală și Esau a zis lui Iacov, dă te rog să mănânc din ciorba aceasta roșiatică, fiindcă sunt rup de oboseală. Pentru aceasta, dar lui Esau numele e Domn. Iacov a zis, vinde mas dreptul tău de întâi născut. Esau a răspuns, iată, mă sunt pe moarte, la ce-mi slujește dreptul acesta de întâi născut. Și Iacov a zis, jură-mi întâi. Esau i-a jurat și astfel și-a vândut dreptul de întâi născut lui Iacov. Atunci Iacov a dat lui sau pâine și ciorbă de linte. El a mâncat și a băut, apoi s-a sculat și a plecat. Și spune ultima propoziție din acest capitol, probabil cea mai grea propoziție din Genesa. Astfel, nu spune că și-a vândut, spune astfel și-a nesocotite sau dreptul de întâi născut. Spune aici, Moise, parcă marcat de acest gest necugetat, Parcă marcat de ceea ce a cântărit sau și-a cântărit într-un mod greșit. Aș vrea încheierea acestei seri să las trei gânduri scurte pentru tineri. Acest pasaj. Aș putea numi acest pasaj lucruri valoroase vândute prea ieftin. Lucruri valoroase vândute prea ieftin. Și, în primul rând, ceea ce observ aici. Observ că Esau își vinde dreptul de întâi născut, un drept care potrivit cu Geneza 49 cu 3 îi dădea întâietate, îi dădea vretnicie, un drept prin care putea beneficia de o îndoită parte din avuție, potrivit cu Deuteronom 21. Și Esau, Esau vine de la câmp, probabil dărămat că n-a prins nimic, și pe moment uită că lucrurile spirituale sunt mai valoroase decât lucrurile care le vezi în fața ochilor. Și spune lui Iacov, Iacove, dăm să mănânc. Și Iacov îl vede că acest om e obosit, spune aici că Esau era obosit când s-a întors de la câmp, de oboseală. Și îl pune Iacov la probă și spune, Esau, vindem dreptul de întâi născut. Și Esau spune, vând. Și m-am întrebat de atâtea ori, de ce l-a pus Iacov pe Esau să jure? Știți de ce? Iacov nu putea să creadă că Esau face o astfel de greșeală. Iacov nu putea să creadă că Esau își dă dreptul de întâi născut pe o ciorbă și spune, jurăm Esau, jurăm pentru că după ce vei mânca o să spui că n-ai spus lucrul ăsta, jurăm. Și Esau îi jură. Și Esau își vinde binecuvântarea. Primul lucru valoros care poți să-ți-l vinzi în viață e binecuvântarea, dreptul de întâi născut. Nu știu dacă a fost bună ce orba sau nu, însă știi ce mă marchează aici? Spune că i-a mai dat și pâine și spune că i-a dat ca și băut. Nu știu ce i-a dat să bea, dar spune ca și băut. Dragii mei tineri, sunt de o vârstă cu voi și vreau să vă spun că diavolul prin colegii de la școală, prin colegii de la facultate, vă va promite un lucru. Și când veți fi gata să faceți tranzacția, vă va, vă va da și alte lucruri pe lângă acel lucru. De fapt, acel slogan, trăiește clipa, nu înseamnă altceva decât, vinde bine binecuvântarea. Acel slogan, trăiește clipa, nu înseamnă altceva decât, ignoră lucrurile spirituale, ignoră investiția făcută în tine în ani de zile de biserică, de părinți. Ignoră lucrurile astea, pentru că eu îți dau clipa. clipă. E sau își vin de dreptul de întâi născut. Pe ce? Pe o ciorbă. Știți care e un cel mai paradoxal lucru aici? Că ciorba îi schimbă numele. Ciorba îi schimbă numele lui Esau. Spune că e Esau, pentru aceasta datului datul lui Esau numele Domn, pentru că era o ciorbă roșiatică. Vreau să vă întreb, nu așa că la școală ați avut colegi care mereu îi invidiau pe alții. Și după un an de zile a ajuns să fie numit invidiosul. Nu așa că la școală ați avut colegi care mer mereu mințeau. Și după un an de zile, după doi ani de zile, când ați văzut că mintea des, toți cei din jur nu mai spuneau pocăitul sau omul cu caracter, omul cu binecuvântare, spuneau mincinosul. Lui sau nimeni nu i-a mai spus sau din ziua aceea. I-a spus, Edom, cu alte cuvinte, de câte ori se va striga numele tău, sau nu, nu uita cât ți-ai vândut dreptul de întâine cu -o, o ciorbă. Ce alt lucru mai poți să vinzi în viață? Poți să-ți caracterul. Un lucru valoros vândut prea ieftin. Și haideți să deschidem, vă rog, în doi împărați, capitolul 5 cu 20, vine un gând interesant în mintea lui Gehazi și spune în felul următor, Iată că stăpânul meu a cruțat pe sirianul acela Naman și n-a primit din mâna lui ce adusese. Doi împărați, capitolul 5, cu versetul 20. Viu este Domnul că voi alerga după el și voi căpăta ce ceva de la el. Și Gehazi a alergat după Naman. Naman, când l-a văzut alergând după el, s-a dat jos din car ca să iasă înainte și a zis, este bine totul? El a răspuns, totul este bine. Stăpânul meu mă trimite să spun, iată că au venit la mine doi tineri din muntele lui Efraim, dintre fiii prorocilor. Dăm pentru ei, te rog, un talan de argint și două haine de schimb. Auziți aici, același episod din Carta Geneza. Fă-mi plăcerea și ia câți? Doi talanți. Fă-mi plăcerea pe lângă ciorbă, ia și pâine, ia și apă. Și când îți vins caracterul integru, umbli de zile poate cu Elisei. Și alergi după un talant, un talant și două haine de schimb. Anumiți teologi au făcut o comparație cu zilele noastre și știți cât, valorează un talent? 3.000 de dolari. Și acele două haine de schimb le-am putea numi două costume. Dacă l-am fi întrebat pe Ghehazi, Ghehazi, pentru 3.000 de dolari și pentru două costume, ești de acord să ai o lepră pe tine toată, viața? Ar fi zis niciodată. Și ultimul verset spune, și Gehazi a ieșit dinaintea lui Elisei, plin de lepră, alb ca zăpadă. Vă invit acasă să merge să căutați numele lui Gehazi dacă mai apare în Biblie după acest episod. Mai apare o singură dată. Câteva capitole mai târziu stă Gehazi undeva și vine împăratul lângă el, vorbește cu împăratul și spune Gehazi de vremurile de dinainte, când era cu Elisei, când, când vedea minuni, când vedea oameni care îi înviau din morți. Cu asta a rămas Gehazi după ce și-a vândut binecuvântarea. De fapt, ar putea spune mai mult, și-a vândut caracterul, un caracter integru. Mă duce gândul la împăratul Ioas în 2 Cronici 24 cu 22 Nu mai deschid acum, numai vă citesc din 2 Cronici 24 cu versetul 17 spune în felul următor După moartea lui Ehoia, dacă pe tenele lui Iuda au venit și s-au închinat înaintea împăratului atunci împăratul i-a ascultat și în versetul 18 și-au părăsit casa Domnului Dumnezeului părinților lor și-au slujit astratăilor și idolilor. Dragi tineri, probabil că studiați Biblia și cred că o faceți în fiecare zi, aveți parte de mesaje la studiu biblic și probabil că știți că Ioas, acest împărat, și-a petrecut copilăria în templu. Nu pe terenul de fotbal, nu la teatru, nu la filme, nu la nimic altceva, în templu. Un alt avantaj care l-a avut acest împărat a fost că a avut ca îndrumar pe marele preot Hoiada. Nu a avut îndrumar pe un om de știință, nu a avut îndrumar pe un președinte sau pe un primar din Arad, nici vorbă. A avut ca îndrumător pe preotul Ehoiada. Crești în casa Domnului, ai un preot extraordinar care te educă, care îți cultivă în tine cele mai, cele mai bune învățături ale lui Dumnezeu. Și un lucru bun care a mai făcut Dios în viața lui a fost preocupat de dregerea Templului. Parcă îl văd pe Ioas când stătea pe scaunul lui de împărăție, nu era preocupat să-și adune el cât mai multe lucruri. Era preocupat să vadă dacă nu îi lipsește cumva ceva la templu, dacă nu e ceva de, de, făcut, ceva de zugrăvit, ceva de tencuit, ca să vorbesc în termenii noștri. Un om care din toate punctele de vedere, dragi tineri, promitea mult, promitea extraordinar de mult. Și ajunge la un moment dat după ce moare preotul Ihoiada, după ce templul e renovat, totul e bine, totul e pus la punct, ajunge la un moment dat, știți ce să facă? să-l să omoare pe fiul preotului Jehoiada, pe Zaharia. Un om care și-a vândut caracterul, un om care a călcat peste toată investiția preotului și a celor din jur și pentru că a ascultat de niște conducători al lui Iuda, a ajuns să aibă un sfârșit grav, groasnic. Încheie acest al doilea punct spunându-vă că lângă Pavel a fost și Dima care a trăit ani de zile cu el. Și poți să trăiești ani de zile lângă Pavel, să asculti predicile lui care poate țineau până la miezul nopții, cum a ținut în cazul lui Euti, să vezi minunile făcute prin Pavel și la un moment dat să-ți aduci aminte că undeva în Tesalonic lumea te cheamă și caracterul tău să ți-l vinzi pe un Tesalonic. Vreau să vă aduc aminte că Balaam era proroc, un proroc al Domnului, una dintre cele mai mărețe prorocii despre venirea și întruparea Domnului Isus a fost dată prin balam și totuși acest om și-a vândut caracterul pe niște bani. Ce veți face voi oare? Cât valorează caracterul vostru? Investiția care a făcut-o părinții în voi? Mai poți să vinți ceva. Mai poți să vinzi un lucru valoros. Poți să-l vinzi. Și poate cel mai, ce mai important lucru, poți să-l vinzi pe Iisus. Iuda l-a vândut pe Iisus după trei ani jumate cu o sărutare și cu 30 de arginți. Dacă toți suntem la valori, aș vrea să vă spun că 30 de arginți înseamnă 120 de dolari. Pentru 4 milioane, aproape 4 milioane, Iuda îl vinde pe Iisus ca să pun în, în, în banii din ziua de astăzi. Să umbli trei ani jumate cu Iisus, să vezi cum are loc în mulțirea pâinilor, să vezi cum șchiopii sar în picioare, orbi văd, și vine Iisus și spune: Iuda, cu o sărutare, vin tu pe Fiul Omului. Cu alte cuvinte, Iuda, ăsta e prețul. După atâția ani de, de umblat cu mine, mă pui pe mine într-o într într balanță și pui sărutarea ta și banii aceștia în altă balanță. Cu o sărutare, Iuda, vin tu pe Fiul Omului. Nu găsim răspunsul lui Iuda. însă găsim mai târziu ce a făcut el. În al treilea rând cum spuneam, poți să-L vinzi pe Iisus. Și mi-am adus aminte de gadareni. Vine Domnul Iisus, face o minune în satul lor și puteau să spună, Doamne Iisuse, îți mulțumim că în sfârșit ne-ai scăpat de acest om care umbla prin morminte, care jefuia totul. Era frica satului, Doamne. Și în loc să spun acest lucru Domnului Iisus, să vine cu recunoștință, cu pocăință, spune, Doamne, pleci de la noi. În capitolul Marcu spune, spune l-au rugat pe Isus să plece de la ei. Să nu-ți dorești o minune în casa ta, să nu-ți dorești o părtășie cu Isus, Să spui, Doamne, pleci de la noi. Gadareni. Ne-am uitat la acești oameni, aceste exemple. Și vreau să vă spun că au fost oameni, nu ca și gadarenii, nu ca și Iuda. Mi-aduc aminte de Haralan Popov. Am citit cartea lui când aveam 14 ani și am plâns. Cartea lui se numește Torturat pentru credință. Primele capitole încep cu torturarea prin care comuniștii au spălat creierul. Oameni care nu și-au vândut caracterul, nu și-au vândut, nu l-au vândut pe Isus, nu și-au vândut binecuvântarea. Era pus la 25 de centimetri de perete, de un perete alb, să stea în picioare 8 ore. După aproximativ o oră de stat, încep, încep să delirezi, încep să nu mai vezi bine. Atâția martiri, mă uitam zilele trecute pe Graiul Martilor, o carte scrisă de Petru Popovici. Oameni care au înfruntat lei, au înfruntat arenele romane. Știți de ce? Pentru că nu au găsit un preț pentru Isus. Au spus viața mea pe lângă viața lui Isus e zero, deci merită să mi-o dau. Familia mea pe lângă prețul lui Isus nu contează. Și au murit pentru Isus. Voi încheia cu două exemple pozitive. Pentru că v-am spus atâtea exemple negative. aș dori să vă spun că întrebarea care o veți întâlni fiecare zi la școală și la facultate este următoarea. Cât costă? Cât costă anii de stăruință petrecuți în Betel, momentele de bucurie? Pe cât le dai? Cât costă acele, poate, sute de ore petrecute de mama ta când își din Biblie povestite copiilor? Cât costă? Cât costă repetiția de fanfară la care ai venit ani de zile? Cât costă? Pe cât o dai? Cu cât ești dispus să renunți la, la, astea? Asta e întrebarea care vor face colegii voștri la școală, la facultate, la locul de muncă. Însă mă bucur să vă pot spune în încheiere că sunt oameni ca și voi, tineri ca și voi. Și nu voi încheia cu oameni bătrâni, cu mărturii ale unor oameni bătrâni. Voi încheia spunându-vă că sunt tineri ca și voi care spun că, care răspund aceste întrebări. Costă prea mult ca să-mi vând ceea ce am. Mi-aduc aminte în urmă cu un an și ceva, vorbeam cu o tânără din Timișoara, într-o seară, aveam de făcut un proiect la facultate și am întrebat-o câteva lucruri. La ora 10 mi-a spus, Cristi, îmi pare rău, trebuie să închei convorbirea. Și am întrebat de ce e ora 10, ce faci? Mi-a spus, Cristi, mâine mi la noi la biserică, la ora 6 e rugăciune. Frate și surori, vreau să mă fac înțeles, nu la ora 9, nu la ora 10, nu la ora, nu la ora 18, vinerea, la ora 6, această tânără se pregătea să meargă la biserică, la rugăciune, înainte să plece la școală. Câți dintre noi venim la ora nouă la biserică? M-am marcat. Am stat și m-am meditat și mi-am spus, Doamne, această tânără vrea un viitor cu tine pentru aia face sacrificiile astea. O altă tânără din, din, Moldova, din Ipotești, îl cunoșteam pe, vi, pe verișorul ei foarte bine, corespundam cu el, era un prieten bun, această tânără în anul 2007, când a plecat de la o conferință din Arad, a ajuns în Cluj și, deși pastorul a spus la acea conferință, unul din pastori a spus, s-ar putea să fiți în clasa 12, -a, să fiți în semestru 2 și să nu mai apucați să dați bacul. Mulți au spus că sunt cuvinte ieftine. Această tânără, la ora 4 dimineața în Cluj, a avut accident, a plecat în veșnicie. Știți în ce clasă era? În clasa 12, -a, în semestru 2, mai avea 3 luni până la bac. prietenii care am avut și care au, au, avut ocazia să ia în mână jurnalul ei, mi-au spus, Cristi, la mulți în jurnale, la mulți în, în caietele lor am găsit tot felul de lucruri. La ea am găsit numai cuvinte despre Isus, numai lucruri valoroase. i scris unei prieteni din America, au scris scrisoare și mi-a mi spunea cineva, Cristi, mă așteptam să-i scrie ceva legat de bani, ceva legat de America, ceva legat de, de lucrurile materiale. Cristi, 80% din scrisoare conținea numai cuvinte de încurajare, de îmbărbătare și diversitate din Biblie. La 18 ani. La 18 ani. Când a murit, colega de bancă a scris în caietul de memorii, Ana Maria, a trebuit să mor tu ca să mă pocuiesc eu. V-ați gândit vreodată, dar la aș tineri, dacă ați trece din viață, ce-ar scrie colegii în urma voastră, ce-ar rămâne? Știți care era poezia ei preferată? S-a găsit în Biblie, pe lângă alte lucruri care s-au găsit în Biblia ei, s-au găsit și schițe de predici. Venea la biserică și scria ceea ce predicatorul spunea. Știți de ce? Pentru ca să meargă afară, să împlinească. Și printre schițele de predici găsite în Biblia ei, s-a găsit și poezia aceasta. Facă-mi se întotdeauna după Sfântul Tău cuvânt, chiar de-ar fi să-mi cadă toate planurile la pământ. Gândul Tău să se împlinească neșterbit în mine oricând, chiar de-ar fi să se dărâme tot ce mi-am zidit în gând. Voia ta să se înalțe ca stăpână în viața mea și în fărâme sparge în voia printr-o lovitură grea. Asta s-a întâmplat cu ea în casa 12, avea visă și ea, avea, avea planuri ca și noi. Rugăciunea asta, Doamne, Tu să-mi o asculți mereu, iar de-ar fi să o schimb vreodată, n ascultat de gândul meu. Iar de-ar fi să o schimb vreodată, Doamne, dacă vreodată voi vrea să, -mi, să învânt, să-mi schimb caracterul pe lucrurile lumești, n ascultat de gândul meu. Dacă vreodată, Doamne, voi vrea să pun investiția părinților mei la picioarele lumii, Doamne, n de mine. Nu știu ce vă doriți de la viață, dragii mei. Fratele, eu mi-a aici câteva bilete și mă gândeam când mi le-a dat, că peste 5-6 ani, 10 ani, voi veți scrie aceste bilete și veți avea nevoie ca Dumnezeu să vină să intervine la cauzele voastre. Însă nu, Dumnezeu nu poate să vină să intervine la o cauză a unui frate pe care nu îl mai cheamă cum l-a chemat înainte, pocăitul, omul care știa să cânte frumos în cor, știa să cânte frumos în fanfară. Și poate lucrurile acestea lumești i-au schimbat numele. Mă uitam, pe, mă uitam pe o filmare video filmată la un botez în anul 1994, în una din bisericile din țară. Și vorbeam apoi cu cineva și mi-a spus, Cristi, 60% din acești tineri care sunt aici botezați au plecat în lume. Am spus, Doamne, aceștia au spus că toată viața te vor urma. Însă ciorba acestei lumi, prețul pe care îl oferă ea de multe ori, ne robesc privirile. Ce ne dorim de la viață noi? Ce vă doriți de la viață? Eu îmi doresc să rămân lângă Domnul. Și cred că și voi vă doresc la fel. Aș vrea să închem această seară, poate vrei să iei o tărâri noi. Poate vrei să, să spui Domnului că ți-ai vândut integritatea pe câțiva lei de la școală. Te-ai vândut poate caracterul pentru a beneficia nu de patru milioane, nu de 3.000 de dolari, poate pentru a beneficia de 10 lei. Poate hai să-i spui Domnului mult în această seară. Haideți să fie o rugăciune în care să ne ducem pe noi înșine, pe viitorul care-l avem în față și apoi să ne rugăm pentru aceste cazuri, știind că așa cum ne rugăm noi pentru ei, așa se vor ruga și alții pentru noi când vom fi noi în nevoie. Haideți să ne ridicăm în picioare, și surori, și fără alte cuvinte să ne rugăm și apoi să mulțumim Domnului pentru această seară. Amin.